Mai bine de un an, angajații aparatului Parlamentului, în paralel cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor sale, mai merg la ore. La fel ca studenții, aceștia au cursuri teoretice și teste practice. Eugen Burdelni și Victoria Onofreciuc sunt angajați în aparatul Parlamentului Republicii Moldova, dar în momentul pe care îl urmăriți, participă la un training de comunicare organizațională, unde află mai multe lucruri despre comunicarea internă la nivel de echipă și comunicarea externă la nivel de mass media, grupurile de interese și partenerii internaționali. Scopul meu de bază este să însușesc cele mai bune practici în acest domeniu, dat fiind faptul că au venit doi moderatori din Olanda, din Uniunea Europeană, care dispun de o experiență vastă în acest domeniu. Eugen Burdelni activează în cadrul Direcției Relației Parlamentare Externe a Parlamentului, începând cu 2003. El deține funcția de șef de secție Relații Interparlamentare, fiind una dintre persoanele care trebuie să asigure legătura cu partenerii din alte țări sau din instituțiile europene. Și în acest caz contează foarte mult dacă știi să te plasezi pe aceeași undă cu cei care trebuie să recepționeze mesajul țării noastre. Acest training, de fapt, ne învață să pregătim anumite scrisori cu un conținut care este clar, un conținut care ne permite să transmitem mesajul nostru cât mai eficient posibil către partenerii noștri externi. În activitatea noastră, noi, de asemenea, conlucrăm foarte des cu reprezentanții mass-media, organizăm împreună cu alți colegi din cadrul Secretariatului Parlamentului conferințe de presă și avem nevoie de aceste capacități care ne permit să comunicăm cât mai des, cât mai eficient și cât mai direct cu exponenții diferitor structuri. Victoria Onofreciuc este responsabilă în cadrul Parlamentului de dialogul cu societatea civilă. În acest an a participat la organizarea conferinței anuale Cooperare dintre Parlament și societatea civilă, acumulând deja o anumită experiență. Ea spune că trainingul o ajută să utilizeze mai ușor toate instrumentele de comunicare cu mass media și societatea civilă. Acum avem un mic exercițiu despre modalitatea în care putem să prezentăm un discurs sau o declarație în fața publicului, în fața camerei de luat vederi. Am avut oarecare experiență până acum, dar consider că de astăzi mă voi perfecționa și mai mult și voi putea să mă prezint chiar și în fața camerei și în fața publicului mult mai bine. Okay, I'll take your pen, right? Circa 40 de angajați ai aparatului Parlamentului și 20 de deputați, grație suportului Uniunii Europene, au posibilitatea să studieze limba engleză. Eridana Cano, managerul acestui proiect, consideră că studierea limbii engleze este nu doar un beneficiu personal al fiecărui angajat în parte, ci în primul rând beneficiul instituției pe care o reprezintă, dar și a întregii societăți. Since the Parliament of the Republic of Moldova needs to be teaching from the best practices and the ținând cont că Republica Moldova urmează să însușească cele mai bune practice și standarde europene, studierea limbii engleze vine la fel să le faciliteze accesul angajaților Parlamentului la documentele și materialele adoptate la nivel european. Suportul pentru consolidarea capacităților Parlamentului sau așa numită componentă 6 face parte dintr-un program mai mare cu genericul Susținerea democrației în Moldova. În cazul legislativului, spune managerul programului, sprijinul este acordat pe mai multe segmente. Acest program cuprinde 4 priorități care țin de suportul acordat pentru elaborarea legislației, funcțiile și procedurile, elaborarea politicilor și consolidarea capacităților administrative. Costul integral al programului Susținerea democrației în Moldova este de 4 milioane euro, dintre care a 10-a parte este destinată consolidării capacităților legislativului. Eridana Cano, managerul proiectului, ne-a spus că Uniunea Europeană se așteaptă ca rezultatele acestui program să fie sesizate de societate și comunitatea internațională în viața de zi cu zi. Ar trebui să menționez probabil că în cadrul acestui program